ceilalți domni. Vă rog, puțină liniște. Domnul Moldovan, vă ascultăm. Importanța acestui studiu este corelată cu un document de o anvergură mult mai importantă ca proiect de politică de mobilitate urbană, și anume planul de mobilitate urbană al orașului, care urmează să fie elaborat. Studiul de trafic va fi doar o anexă a acelui plan de mobilitate, un capitol important din el. Planul de mobilitate urbană este o cerință care derivă din modificarea legislației în privința urbanismului și a documentelor de tip PUG-uri, care s-a modificat în urmă cu câțiva ani. Abia acum, dacă vă uitați pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, au apărut structura cadru acestui plan de mobilitate urbană. El încă nu a fost însușit la nivel de guvern ca structură cadru. Pe baza lui, toate municipiile reședință de județ, municipiile de rang 1 și rang 2, vor fi obligate să elaboreze acest plan de mobilitate, în care studiul de trafic, repet, este doar o componentă. Pe baza planului de mobilitate, absolut toate orașele din România, sunt 320 la număr, dar în special municipiile reședință de județ, vor putea să acceseze fonduri în cadrul axei 4, la municipii mă refer acum, reședință de județ, din cadrul programului operațional regional. Noi nu vom putea depune absolut niciun proiect ce ține de mobilitate urbană, însemnând, de pildă, arterele pe care circulă transportul public, pistele pentru biciclete, alei pietonale și așa mai departe, care sunt conectate cu acestea. Intră și parcările, dar și aici, într-o doar o anumită limită, decât în condițiile în care vom avea acel plan de mobilitate, în care, repet, o precondiție este acest studiu de trafic. Deci noi suntem astăzi, de fapt, într-o etapă care, cu siguranță, vom fi obligați să o continuăm cu un alt document, planul de mobilitate, și pe urmă cu depunerea de proiecte în cadrul axei 4. În cadrul planului de mobilitate, evident, vom putea interveni cu ajustări legate de soluțiile și cele de natura proiectelor mari și cele de natura proiectelor mai mici, care țin de pildă de sensuri unice, de semnalizări suplimentare, de măsuri mai simple, care nu sunt și atât de costisitoare, ce nu sunt astăzi regăsibile în propunerile din studiul de trafic. Exact.